astăzi, duminică, 16 octombrie, am venit în Navarra și vrem să vizităm de mult timp El Nacedero de Lurdera, adică cum ia formă, cum naște un râu. Urdera în euskera înseamnă apă frumoasă, cristalină. Și asta vom vedea noi astăzi. Un loc magic. Și de ce spun că de mult vrem să venim? Doar că este o rezervă naturală, protejată și trebuie să-ți faci rezervare. Să plătești 5 euro taxa de parcare și sunt maxim 500 de oameni pe zi. Așa că abia astăzi am găsit și noi. Până în ora 11 putem intra și după ieșim la ce oră vrem noi. Și e toamnă în toată regulă, e frumos, frunze căzute. E altceva de País Vasco aici. Am făcut 2 ore până am ajuns de acasă de la noi. Și asta, chiar îmi vreau să văd că multă lume spune că e ceva impresionant. Avem de mers vreo 3 km să ajungem acolo. Și o să mergem prin pădure. Deja o să vă arăt David imediat cum vedem noi fața noastră. și asta. Haideți să vedem astăzi. Uitați ce frumoasă e apa în spatele nostru. Deja avem o porțiune de când tot mergem, dar fâșii foarte mult. Știți zgomotul ăla când curge apa? Dar uitați ce lină, ce cristalină e. Deci chiar e cam pozi, fără filtru, fără nimic. Deci lumea care tot spunea că e super frumos și apa extraordinară, lumea a avut dreptate. Haideți să vedem toate rutele. David deja a luat cadre din celelalte părți și vedem până unde mai mergem. Mai este și mai îndeal. Vedem chiar de unii izvorăște, de unii e naștere, acest Urdera. Vedem doar acolo cascadă sau ceva din asta, dar de fapt este o rută, de unde izvorăște și așa ajungem, încă n-am ajuns de unde izvorăște, deci încă mai avem și vedeți, totul foarte bine amenajat, să putem merge fix pe marginea râului. Și sunt niște peisaje extraordinare, pentru că e toamna colorată, frunzele care cad, trosnesc când noi călcăm pe ele și care fac frumos. Vă recomandăm pentru... Auziți? Apa asta, e atât de relaxantă. Am ajuns la finalul rutei și de aici vedeți muntele din spatele meu. Ei, de aici izvorăște Urdera. Și nu mai avem voie să trecem de aici încolo. Adică noi vorbeam cum să faci 3 ore dus întors, că sunt 3 km, 3 km întors. Și ne gândeam cum să faci atât de mult. Dar de fapt stai, te oprești, faci poze, admir, e altceva. Așa că veniți aici să vedeți. Thank you.
De fapt, înainte aici se putea ajunge. Vedeți că este aici părtița și puteai ajunge, doar că să-l protejeze. Este un ecosistem protejat. Au închis tocmai ca să poată vedea și următorii oameni care vin peste 20 de ani, peste 30 de ani. Și pentru asta sunt și 500 de oameni maxim pe zi aici. Este foarte frumos și lent. Tutul ăsta este vorba și despre portița asta. Aici încă puteai să mergi, să vezi efectiv de unde izvorăște. Dar tocmai pentru a fi protejat, au închis. Și mi se pare foarte corect. Așa că trebuie să ne întoarcem înapoi, pentru că noi ne-am oprit la prima, de unde se vede prima oară o cascadă mică. Nu ne-am oprit acolo, pentru că erau foarte mulți oameni. Și am zis că hai la întoarcere. Și am zis că am conduțat atât de mult ca să vreau să ajung acolo. Așa că o luăm încet înapoi, mâncăm ceva și vom mai vizita ceva orășele, săpuce din astea de aici, din piatră, foarte drăguțe. Chiar când veneam încoace, este foarte diferit de País Vasco și e totul din piatră, e totul câmpie, fost pentru că sunt tot felul de copaci care li se îngălbenesc frunzele și extraordinar. Deci chiar nu am cuvinte, nu mă așteptam să fie atât de fain. Deci merită! David, merită că te trezi la 7:30 duminica. Merită? Da. Merită. Haideți să vedem unde ne oprim. Vă spuneam că este foarte bine marcat totul aici. Uitați, aici am venit și acum nu avem voie să mai trecem pe acolo. Ne arată și o luăm prin altă parte, ca așa vin ceilalți oameni și nu trecem foarte mult în același loc. Ne intersectăm cu ei. Da. Intersectăm cu ei. Așa da o spătar, nu? Ce mai mă? Uite, am luat să-i stingem setea. Au brânză. Aici putem face mult mai multe rute. Și să ajungem undeva unde se face brânză, la o chesărie. Și au și aici de vânzare. Ups, de aici, din zona lor. Și costă 19 euro kilogramul. Sau ei o au la următoare, costă 10-12 euro. Așa că mergem și noi după aia să luăm. Cincem. Spus, uitați ce frumos e amenajat aici. Exact cu mintele din parcare. Și am cumpărat, să vă arătăm ce am cumpărat. Am cumpărat chorizo făcut din mistreț. Da. Să știți că am văzut o grămadă vânători aici. Și câini, eu am văzut în viața mea câini vânătoare. Am cumpărat două din astea, 1-6 euro. De havali și am cumpărat brânză de care noi mâncăm de obicei, de Idiazabal. Dar voiam să cumpăr pentru că era mai la deal, m-a spus că este o chesărie și mai la deal un restaurant vendea brânză din aia. Dar da, eu spun, să cumpărăm de acolo ca să cumpărăm și ciorizo. Și eram aici la domnii ăștia și am spus că vrem și noi un ciorizo. Și un domn a zis, cumpără că e foarte bun, dar cumpărăm unul. Și acum mergem în sat ca să cumpărăm brânză de unde am zis eu mai înainte. Haideți să vă arătăm și parcarea, să vedeți ce bine. Și când am venit noi aici, eram, cred că, 4 mașini, totul. Și vedeți, acum e plină. Și când veneam încoace, era multă lume, foarte multă lume. Deci dacă veniți dimineața, luați-vă să parcarea să fie înainte de 11. După aia ieșiți când vreți voi. Aveți unde să mâncați, sunt două restaurante, pe ce am găsit noi pe strada asta, doar aici. Și amenajat fix cum intri la info, aveți și băi. Deci, perfect. Uitați parcarea, cum arată. Plimbarea noastră pentru astăzi, am ajuns acasă și am avut o zi plină, am mâncat, ne-am uitat, am intrat în două sătuce, nu? Într-unul nu era nimeni, era așa de înfricoșător că nu era nimeni. Și apoi am fost în celălalt și acolo am și mâncat la un restaurant care avea grătar. Era ca în Vestul Sălbatic. Da. Nici păsări nu erau, doar vântul așa un pic adia. Și am mâncat un meniu, ați văzut că n-am putut să vorbim foarte mult că era nebunie, gălăgie.
Am luat un meniu de weekend. Ce-am dat 33 de euro. Un meniu de acum la 25. De da, de persoană. La 25-28 de euro, acum am ajuns la 33 de euro. Deci toate s-au scumpit. Dar inflația. Oricum, foarte bun. Foarte bun totul. Da, bine. Eu am mâncat... Bun. Vinul bun. Desertul a fost bun al meu. Asta a fost un pic cam tras de păr. Da. Nu, bine. Eu asta am ales. Adică aveai vreo 7-8 feluri de ales. Carnea ta a fost mai bună ca a mea. Asta e. Și primul fel a fost mai bun ca tău, nu? Nu. No. Primul fel al meu, burețele au fost buni. Da. Oricum, foarte bun. Mă apuc să editez video-ul ăsta ca să-l vedeți în seara asta. De mâine e o nouă săptămână. Așa că, dragilor, sper că v-a plăcut video-ul ăsta nostru de astăzi. Ieșirea noastră. Da, n-am mai ieșit de mult, nu? Nu într-un weekend. Chiar am avut weekendurile pline cu altceva. Și ne-a prins foarte bine. Așa că vă mulțumim că v-ați stat la noi. Dacă v-a plăcut, dați un like și un comentariu. Și un subscribe. Voi ce faceți? Cum sunteți? Totul bine? Gata cu totul bine cu toamna? Ați reușit să vă plimbați prin natură sau să faceți treaba pe care o aveți? Vinul l-ați făcut? L-ați cules. Ați cules-o. Vă pupăm. Și vă mulțumim cu ați la noi. Sănătate și Doamne ajută. Besitos. Ciao. Bye bye.